Vai, Iulian, ce șansă! Înseamnă bine ați venit la ziua 5 din Hong Kong! Just go Google Chasu Goglu. Abrila! Alright! Get some more! Come on! Baby, you got the baby soon, better rolling! She figures love me! Ain't nothing gonna stop me! Aceasta a fost ziua 5-a. În spatele meu este Creamfields, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică și noi tocmai urmează să intrăm. Vreau să vă arăt, să vă iau cu mine, să vedeți cum e o experiență la unul din festivalurile de muzică din Asia. Festivalul are două zile, astăzi este day one și main artistul va fi Martin Garrix și mâine, ziua 2, va fi Armin Van Buuren. Am trecut de partea de securitate, chiar aici. Urmează, cred că ne verifică buletinele. ID-ul, frumos, după care urmează să intrăm în festival. Vreau aici să vedem regulile. Deci, avem așa, no smoking, no laser, n-avem laser, n-avem steaguri, ok. Nu facem așa ceva. Aia e, ce mai avem? N-avem brichete și n-avem bannere. Cam atât, nu? Oh, mai avem. No selfie sticks. N-avem, voie cu camera, ustul, măi. No drugs. Lucky. Așa? Cameras. Mai no, departe? Food or beverages. Bă, câte îs! N-are weapon umbrele, weapons bun, lichide, no fireworks. No umbrella. Și dacă plouă? Dacă plouă, aia e! Îi punem mâna în cap. No fireworks. Da? Și alt din artă ultimii de zi. Peterzelul, era... Dacă... Eu nu zic, o să ceva pe acum. No smoking, no bottles, no umbrellas, no nothing, no fun. Ăla era top comment din... De acolo. Avem aici frumos artiștii de la main stage. În prima zi avem ultimul acolo, Martin Garrix, care se termină la ora 22:40. Asta chiar e o chestie mega surprinzătoare. Festivalul, efectiv, una din zilele din festival se termină la ora 10:30. La 10:30. Asta e de neașteptat, având în vedere că, de exemplu, la noi, la Antol, se termină la ora, gen, dimineață, la modul la 6-7. Bam! Creamfields! Suntem într-o pauză de artiști, tocmai ce s-a terminat. Ce râzi, mă, că am zis Creamfields? Mi-am făcut un pic limba cu alea cu... Cream. Așa. Creamfields, mă! Cream. Aici Cream, se vorbește americaneză, hongoneză, mandarină și așa. Iertați-mă, vă rog, pe mine. Dar suntem într-o pauză de artiști, tocmai s-a terminat acolo. Bă, nu știu sigur, dar s-ar putea ca ala din spatele meu să fie main stage-ul. Sper să nu greșesc. La prima vedere, festivalul pare destul de micuț. Sau nu? Pentru că mai putem merge aparent încolo. Dar și... comparând cu ce avem noi în România, e micuț. Da, e micuț automat din pricina faptului că aici sunt două zile de festival. Day 1, Day 2, Martin Garrix și Armin Van Buuren sunt cei doi artiști pe care urmează să-i vedem astăzi fiind ziua 1 Martin și mâine Armin Van Buuren. Rămâneți până la final dacă vreți să aflați și cât a costat biletul la Creamfields aici în Hong Kong. Credeți-mă, asta o să vă surprindă destul de mult. Bă, m-a surprins și pe mine, pentru că eu abia astăzi am aflat cât a costat biletul la acest festival. Asta e prima impresie ce vedeți voi acum. Tocmai literalmente de un minut am intrat în festival și uite, fac și un 360 să vedeți ce avem pe aici. Bă, priveliștea e chiar mega faină. Suntem chiar în centrul Hong Kongului și un festival aici e absolut minunat. Pentru cei care zic că Untold ar trebui să fie în mijlocul Clujului, ei bine, Creamfields-ul este exact în mijlocul Hong Kongului, chiar între blocuri. Ok, au și infrastructura și logistica necesară să susțină un astfel de festival, dar este chiar ceea ce trebuie. Cred că acum ne punem la o coadă. Nu se poate plăti cash dacă vrei să ții ceva de bon sau cu cardul. Și trebuie să plătim cu tokenuri. Și acum stăm la coadă. Și tokenii luăm de acolo și la prima vedere pare că e un token 25 de dolari din Hong Kong. Asta înseamnă un token 3-4 dolari, da? 3-4 dolari un token. Acum sunt curios, de exemplu, cât e, nu știu, să zicem o bere. Aș zice 5 tokenuri. 15 dolari. Nu e mult.
Ce? Mult. Cum să fie 5? Nu. 3 token, o bere. Ar zice. A, ia uitați aici, KFC. Deci un... Da, 2 token ar fi cam un meniu sau 5 aripioare sau ceva de genul. A, prețuri decente. Adică 5 dolari, 6-7 dolari un meniu. Ok. Ok, this is nice. Thank you. Bye bye. Gata? Avem 10 token aici. Bă, eu sincer sper că ăștia 10 token sunt semne 10 beri corecte. Asta e cea mai ascultată piesa mea de anul trecut de pe YouTube. Lay Nate, I'll Wait Remix. Ce? Cât costă? Dar nu-mi dau seama, zi, bă. 4 token, bă! Cât înseamnă aia? Ce ai zis, Paul? Noi avem 10. 4 token, o bere? Cât ai plătit la tokenuri? Bere ai 3 tokenuri. Cât ai plătit la tokenuri? 3. Bere ai 3. Ah, 3, 3, 3 tokenuri. Cât ai plătit la tokenuri? No, close enough. Hello, sir. Can I get... Do you have shots? No shots. No shots. Okay. I can make, no mixer with no ice. All right. Give me one beer then. Just one beer, yeah. Încă un fact despre festival. We have no shots. 3 tokens, right? Thank you. Anoroc? Anoroc? Hai, bă, de asta. Dar ce ziceți voi de faptul că barul arată cam așa, gen... Pe când e 70 de lei o bancă cu... Nu, că nu-i coadă. Pe că e 70 de lei un bar, ia. Că lumea nu bea aici. Când am intrat în festival, erau afară câțiva băieți cu sticlă, cumpărată, gen. O mers alimentară și o luat de băut. Se practică asta și la noi, dar... Bă, mi-ar conveni să fie, sau nu mi-ar conveni, să fie 70 de lei o vodcă cu Red Bull și să nu fie codă, dar să nu fie codă. Că dacă vii, cum vine e normal de la ora 3 și stai până la 11, trebuie să dai 10 milioane pe zi. Actually, da, cam așa e. Vieți de mâncarea ce prețuri are aici. Și nimeni, de asemenea, nu fumează. Nu există, nu vezi fum. N-ai voie. Nu vezi fum, n-ai. N-ai voie. There we go. How much? Just 6. I have only one. Never mind. Thank you. Only thing you need to do. Yeah. What is this? Ah, okay. Cheers, there we go. Moldovanu, nu spunem prea multe. Fii pregătit tot ce putem promite. E că nu vei rămâne dezamăgit. 15 aprilie, ora 9 p.m. Între timp, avem niște seriu dacă doriți. Intenseți ore, pe un perfect, un frame rate la reducere, megafon. Nebunii, nebunii. Poate așa se mântove. Bun. E cu astea patru ale mele, ai o vodcă. Ajung? Asta! Nu mergi acasă! Eu n-am 18 ani, n-ar trebui să beau alcool. N-am 18 ani. Here. It's okay? It's minor. It's okay? Ce prost. Ok, thank you. Bă, ce prost ești. Hong Kong să dă bere la minor, eu i-am zis. Yo! You having fun or not? Yeah. Yes. I'm having so much fun. Where are you from? The Philippines! Philippines! Gloria interviu la oameni, cum e la festival. O vin securitatea socială. Cam asta ar fi cu securitatea în Hong Kong. You having fun right here in Hong Kong? Always. What is your favorite artist in Cranfield? Your favorite artist? Sorry? Favorite artist? Yeah. Martin Garrix, Armin van Buuren. Martin? Yes, that's why we're here, Cranfield. Bye, nice to meet you. Înainte să beau și bere acum vreo 5, vreau să vă spun că foarte mulți europeni aici
mai mulți europeni decât asiatici, având în vedere că pe stradă vedem numai asiatici, la modul 99% dintre oameni sunt asiatici. Aici, la festival, sunt foarte mulți oameni peste tot din Cheers! Dacă vă vine sau nu să credeți, uitați-vă cât e de mare securitatea aici la festival, încât omul meu de la securitate e în mulțime, bă! În mijlocul mulțimii! Bă, în mulțime, acolo! Un topăr, atât am mai văzut. Bă, omul meu să plimbă în mulțime, așa? Să caute oameni care fumează. Și ce-o găsit? Ce? Ce? Nu se te pune asta, e regul cu Apricot, cu caisă, regul cu caisă. Dar dai te rog, să pus. Păi cu gura aia, pingui. Așa un pic sour. Regul cu caisă? Da. Și coca, nu ți-o pus? Coca e în asta. Cer și eu scuze la calitatea imaginii, dar chiar vreau să filmez scena asta. Alex, aici de față, mi-a lăsat băutura să-i o țin cât timp el se duce la baie. Și acesta este rezultatul. Am scăpat-o pe jos, ce să mai... am scăpat-o pe jos. Scăpat 100 de euro, cum ar veni. 100 de euro am scăpat pe jos aici. Sunt curios de reacția lui când vine de la baie. O să-i spun că... Na, nu știu, s-a întâmplat alt. Ce? Ai auzit ce zici? Deci fii atent, a venit cineva, mi-a dat cu piciorul. Stai să-ți explic. Două băuturi acolo, cu și vodka și Red Bull. Cât a costat? Aia a fost un milion ai aruncat. Hai mă, a cincea parte dintr-un QWERTY 75, n-are nimic. Hai că mai ai o gură. Dă-i grop. Cum e? Bună. E bună, este? La na 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 na. Hello, can I have 20 tokens please? 20 tokens, ok. Yeah, Visa please. Thank you. Bye bye. Ușor în stânga. Yeah, nice design. Nice design. Bă, dar efectiv lumea nu bea aici. Deci nu bea. Uite-te, ia. Ești ce la întot și la electric. Asta-i cosa. Nu bea lumea aici. Stai 15 minute. Sunt pe bune. Bere. Două beri. Câți ani ai? Am 16 ani, ok? Thank you. Thank you. Am dat pumnul, dar eu mi-a rog de el, s-o n-a putut ție pumnul. Ce? Ce bășeagă? Hai băga mea, aș picioare. De ce ai scăpat pe jos ne îndreptăm către main stage. Urmează să intre Martin Garrix în 10 minute, literalmente. Băieți, sunteți gata de Martin Garrix? Let's go! Puială! Let's go! Apă gratis! Acum este momentul oportun să mergem la toaletă și să ne mai luăm o bere pentru a ne hidrata. Înainte de Martin Garrix. Mai sunt 8 minute până la Martin Garrix și eu aproximez că acum este momentul oportun pentru a merge la toaletă și pentru a ne mai achiziționa o apă plată și o bere. Romania, are you ready? Make some noise! Yeah.
Oh,
you. Hello. Hi, from Hong Kong. Log in, subscribe. It's gonna be fun. It is? It's gonna be fun. So my community need to subscribe to Saw This, it's gonna right? be fun. It doesn't matter where you come from, the UK, South Africa, Ghana, Nigeria. Where are you from? Canada. Where are you from? I'm from South Africa. From South Africa. Right, this is the outro of the vlog. Can you say just subscribe to my community? Subscribe. Just listen. I'm a jockey. Yeah. Google Charles and Trouble. What are you? I'm a jockey. A jockey? Horse racing. Horse racing? You're a fucking jockey. You're Google. Just... You just Google. Go with the you Google. Just Google. Bro. You just go with the horses like Google Charles and Glover. You'll find him. What? Google Charles and Glover. Charles and Glover. As a black man in Hong Kong. Black Google man in Hong Kong. What's your name again? Charles. Charles. I'm a fucking bad Beatles. Charles what? Charles what? What's my surname, Bigo? What was the name again? Charles. I, what? Name? I just sing my song. What's my name? Bro, I just was a horse. I'm not gonna lie to you. I just was a horse racing and I battle number 4. Where's I just my profile picture right now. Oh, very nice. Bro, you are a horse racing. Google Charles Ndlovu. Charles Ndlovu. You might find. Just go Google Charles Ndlovu. Okay. Hey, listen to my song. Listen to his song. You have your song, whole song? I'm a fucking bad Beatles, same screams in a regular rocking joint in a like two screams when the eagle took it bitch to the club with the and the dedicators to make everybody famous. There we go. Look it go up. Yeah. I put it all. All right. Get some more. Come on. Get you somebody can get yourself. Yeah. All right. Bad Beatles got the baby to the battle rolling. She figures love me. I think she's showing. That girl is in the crowd, please. Yeah, I'm born living like an old place. But I rup la România o talent dacă vii rup. There's nothing gonna say, I gone, it gone away. No, Scott, tell me why. No, you are. Scott, yeah. You Scott, are. Fire, you are my fire. The one. No, but now we desire. The one. I say, I want it that way. Tell me why ain't nothing gonna heartbreak. Tell me why. Ain't nothing gonna stop me. Tell me why. Hey, I wanna hear you say. I want it that way. Las că mâncăm aici. Asta e în spate, așa să o deschideți. Până când nu deschideți, eu nu mai aici. Nu, de ce rog. Aceasta pe ziua 5-a. Din daily vlog. Ce? La creme fields. Ce? La cremă. Sper că v-a plăcut. Cremă, băi, cremă e papanaș. Deci, pișor răsut în telefon. Neața, mi-am adus aminte la final de video că trebuia să vă zic cât am dat pe bilet la Cranfields. În general admission, știu că a fost 900 de euro am plătit pe bilete. 300 de euro de persoană. Noapte bună, ne vedem la ziua 6. Subscribe, pa!